Așa. Pinus cembra, așa Da. se numește, are un miros prin ardere, are un miros înțepător, dar foarte plăcut pentru noi. Virușii fug de ea. Virușii, microbii. Virușii sunt formațiuni sub nivelul bacteriilor. Dar bacteriile sunt de trei feluri. Se aprofite, care se hrănesc pe substanțe moarte, așa, se aprofite bacterii. Sunt bacterii nocive, agenți patogeni, care vânează, se atace și sunt virulente. Așa. Astea sunt cele mai periculoase. Și sunt bacteriofagi care se hrănesc cu bacterii. Bacteriofagii sunt ca niște animale domestice care sunt prieteni cu omul. Înțelegi? Deci sunt niște germeni care nu sunt ofensivi cu omul, dar se hrănesc cu bacterii virulente. Și este o luptă ca în arenă. În jurul nostru, așa ca animalii din arenă. Pe noi ne atacă bacteriile virulente, agenții patogeni. Ăștia sunt. Și ăștia sunt, pentru că sunt foarte lacomi și au simțuri, ei au simțuri. Chemotactism pozitiv față de uleiul ars în candelă, față de ceara de albine, când arde, și ei ademenesc acolo. Și ei se îndreaptă, când noi nu vedem, decât cu ochiul minții. Ei se îndreaptă spre lumină, flacăra, iată, culoarea roșie a sângelui și mirosul care se degajă din arderea de ceară și ulei. Se îndreaptă acolo. Bacteriofagii vânează. Bacteriofagii sunt niște bacterii care îi vânează, ca niște câini la spână. Atacă lupii, știi? Așa. Și ele, aceste bacterii ofensive, virulente, fiind lacome, se îndreaptă către flacără, către culoarea candelei care este roșie, ca sângele, și către mirosul degajat de ulei ars și de ceară ars. Și intră în perimetru care are 1000 de grade. O lumânare aprinsă încălzește atmosfera până la 1000 de grade. Deci, practic, ulei de tămâi din biserică. Tămâia îi fugărește Așa. de pe jos, că are miros înțepător. Ei, dacă ai să observi într-o biserică, prin vitralii, ai să observi cum aleargă. Fumul ăla Da, fugărește. nu m-am gândit Da. niciodată. Mă gândeam că ar fi praf. Pare că e praf, Particule, da. da. Dar atmosfera e ca șapa. E plină de microorganisme. Nu știi care sunt bune și care sunt rele. Și în biserică, acest ritual pe care îl moștenim noi de la Iisus Hristos, poate și el de undeva a deprins, a învățat, purifică atmosfera. Purifică. Flacăra de la lumânări purifică. Și ziceați că trebuie să fie neapărat din ceară, Curată. să nu fie sintetică. Dacă e terebentină, nu mai ademenește. Că nu-i mirosul ăla plăcut de ceară arsă. Ca să ademenească pe microbi. Da. Se atragă. Asta e. Nu știu dacă se Mulțumesc! explicite. Ba da, o să încerc să văd dacă pot să pun, de exemplu, ulei de tămâie în diffuser, cum avem Da. acolo, și pun să pun, să aprindă o lumânare de ceară Da, adevărată. trebuie să ai un aparat să asta au specialiștii. Să vezi atmosfera din jurul unei lumânări Așa. încărcată de bacteriofagi. Pentru că virulente, bacteriile virulente duc în flacără și bacteriofagii nu. Dacă ai să ai o arsură pe mână Da. sau oriunde și dai cu ulei din candelă, te vindecă foarte repede.
pentru că e încărcată cu bacteriofagi. Bacteriofagos în limba greacă înseamnă mănâncă. Wow. Mănâncă bacterii bolnave, care îmbolnăvesc. Virulente. Minunat. Și te vindești foarte repede. Minunat. Cu ulei de la candelă. Doamne, câte lucruri ne-a lăsat Dumnezeu și noi nu știm. Zic, câte lucruri ne-a lăsat Dumnezeu și noi nu știm. Nu știm pentru că n-are cine ne învăța. Eu dacă nu lucram în laborator, nu se zea. Dar eu m-am uitat așa, nu știu, așa poate mi-a dat Dumnezeu spirit de observație. Doctorul, după ce ștergeam cu spirit, cu tamponul de vată, masă de faianță, da, vată aprinsă, punea lampa bactericidă acolo. Și eu n-am vorbit cu el și nu i-am spus nimic, zic, nu-l ofensez. Dar m-am gândit așa, zic, lampa bactericidă ucide tot. Umoare tot. Dar candela nu. Candela ademenește pe cei virulenți și bacteriofagii sunt salvați. Bacteriofagii nu vânează, nu se îndreaptă către flacără. Da, da. Ei vânează bacterii. Nu se bagă în foc. Minunat. Pe cât posibil ei se opresc. Nu îi ademenește mirosul de ceară arsă și sângele și culoarea aurului, care este flacăra. Minunat. Da. Mulțumesc. Și atunci am observat și mi-am zis că dacă pământul, am citit undeva, dacă pământul n-ar avea soare, ar fi un infern. Pământul fără soare ar fi un infern. Infern. Pentru că n-ar avea razele care se omoare microbi. Foarte frumos. Da. Mulțumesc. Și am observat și am aprins lumânări în laborator și văd ce se întâmplă. Te ascunzi. Când intra cineva, puneam o coală de obrăzi ca aici și se stângea imediat. Ca să, că eu lucram la microscopii cu lumini fluorescente și era întuneric. Și aveam timp între trebuia să pun picături acolo, era un lucru de rutină. Aveam timp să observ ce se petrece acolo cu lumânarea. Minunat.